Tehnologia ARN Messenger a fost privită cu scepticism înainte de pandemie, dar acum există o încredere tot mai mare în utilizarea ei pentru combaterea altor boli care pun în pericol viața oamenilor. După succesul vaccinului anticovid cu tehnologia ARN Messenger, cercetătorii vor să vindece boli precum cancerul, HIV și malaria. De sute de ani, omenirea se confruntă cu boli grave, iar răspunsul cercetătorilor a fost că acestea nu pot fi vindecate. Înainte de pandemie, tehnologia ARN Messenger era privită cu scepticism. Acum există o încredere din ce în ce mai mare că vaccinurile ARN Messenger ar putea avea aplicații de anvergură în abordarea bolilor, de la gripă la malarie și cancer. Și eu am fost bolnav de cancer cu 15 ani operat și m-a vindecat Dumnezeu. Nu știu dacă medicii sau Dumnezeu. M-a operat doctorul. Mie mi-ar fi drag să toate bolile să le trateze, pentru că aia e menirea lor, pentru asta de pus jurământul. O părere extraordinară, deși trebuiau să înceapă cu asta. Pentru că mi s-a părut o chestie tare aiurea, ținând cont de faptul că dintr-o dată facem binele cu forța doar pentru vaccinul anticovid, în condițiile în care, după părerea mea, există afecțiuni mult mai grave, care, din păcate, nu sunt tratate. Și 88% dintre bolnavii de cancer au decedat, au murit cu zile, pentru că n-au avut acces la tratament. Dacă se începea cu asta, era extraordinar. Vaccinurile Pfizer și Moderna se bazează pe ARN Messenger, molecula care instruiește celulele noastre să producă proteine specifice. Prin injectarea de ARN Messenger sintetic, celulele noastre sunt transformate în fabrici de vaccinuri la cerere, pompând orice proteină pe care dorim ca sistemul nostru imunitar să învețe să o recunoască și să o distrugă. Ei spun că pentru cancer tratamentul care există acum și cu eficacitate potrivită e scump, și le convine la profitabilitate. Dacă s-ar inventa un medicament minune de cancer, ar dispare vreo 100 de medicamente, așa zise, tot de cancer, care nu aveau eficacitate și nu se mai produc. Cam asta ar fi. Deci e o combinație între medicină și economie de piață. Vaccinul HPV, care protejează împotriva virusului care cauzează majoritatea cancerelor de col uterin, previne deja mii de cazuri de cancer în fiecare an. În viitor, oamenii de știință speră că vaccinurile ARN Messenger ar putea fi folosite pentru a vaccina împotriva cancerului în sine, învățând sistemul nostru imunitar să recunoască mutațiile înainte ca acestea să apară, într-o abordare complet nouă a tratamentului.